ziua și bine v-am găsit! Sunt Șargu Tatiana și vă invit la lecția de limba și literatura română. Subiectul lecției de astăzi vă propune o prezentare generală a uneia dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrise în limba latină. Citiți fragmentul. Numiți patru activități din viața savantului Dimitrie Cantemir menționate în acest fragment. Propun ca membru de onoare al Academiei noastre să fie ales învățatul Demetrius Cantemir, a deschis ședința filozoful Leibniz. Pentru care merite, baron Leibniz? Demetrius Cantemir e unul dintre cei mai de seamă învățați din lume. A scris multe și felurite cărți, între care O istoria turcilor. E un foarte bun matematician. A inventat un aparat pentru calcule la Moscova, unde se află acum. Turcii îl socot cel mai mare compozitor al lor. Cunoaște, domnilor, 10 limbi. Și cine e acest Cantemir? E un neamț? E un moldovean. De unde? Din Moldova. Pe unde este această țară? Întreabă un savant. Pe undeva, prin Asia Mică. Dar nu mă înșel. Făcu o presupunere altul. Ba nu, domnilor, în Europa, chiar în inima ei. Să-l primim cu o singură condiție. Să scrie pentru noi o carte despre țara lui. Text adaptat după Nicolae Dăbiș. Bravo! Sunt sigură că ați reușit să numiți activitățile savantului Cantemir enumerate în fragmentul dat. Subiectul lecției de astăzi. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, o enciclopedie a țării. Astăzi la lecție. Veți învăța unități lexicale noi. Veți utiliza adecvat lexicul învățat în diferite sarcini de lucru. Veți lectura o informație la subiectul lecției. Veți formula întrebări în baza reperilor. Veți analiza evenimente, fapte ale personalității. Citiți cuvintele. Observați traducerea cuvintelor. Schiți, schifă. Geți, ghetă, daci, dache, barbari, varvară, epocă, epoha, a săvârși, săvârșați, завершать, нерав, норов. Schiți populație indo-europeană din regiunea Mării Negre au locuit înaintea erii noastre. Ținut, unitate administrativă. Regiune, în Moldova feudală. Lesne, adverb, ușor, cu ușurință, fără osteneală. Citiți îmbinările de cuvinte. Alcătuiți în scris două enunțuri. A alerga lesne, a vorbi lesne, a zice lesne, lesne de înțeles. Model. Diploma de studii nu se capătă așa de lesne cum crezi tu. Citiți familiile de cuvinte. Alcătuiți în scris 5 enunțuri cu unele cuvinte. A se învecina, vecinătate, vecin, vecină. A însoți, însoțitor, soț, soție. A stăpâni, stăpân, stăpânitor, stăpânitoare. Avem și un model. Fluviul nu se vedea, dar vecinătatea miraculoasă îi se simțea. O vie frumoasă și îngrijită se învecinează cu a noastră. Nimeni nu l-a însoțit în această călătorie. Mulțumesc micilor însoțitori pentru serviciul făcut.
Glasul se ridica stăpânitor peste vuietul mulțimii. Domnitorul și-a dorit mult să stăpânească țara în pace. Câte limbi poate stăpâni o persoană? Bravo! Sunt sigură că ați reușit! O carte, o viață, un destin. Citiți informația. Spuneți, care au fost cele mai importante izvoare de inspirație ale savantului în scrierea monografiei? Monografia de scriere a Moldovei a fost scrisă în limba latină între anii 1714-1716, la cererea Academiei de Științe din Berlin. A fost tradusă în germană în 1769, în rusă în 1789 și în română în 1825. Printre sursele de inspirație și modele pot fi numite operele cronicarilor polonezi, cărțile geografilor greci. Bineînțeles, au fost consultate și lucrările cronicarilor autohtoni, Grigore Ureche și Miron Costin. Un izvor important pentru elaborarea acestei cărți au servit cunoștințele pe care le-a acumulat Cantemir în scurtele sale șederi în Moldova și datele pe care îi le furnizau moldovenii care îl însoțeau în Rusia. Lucrarea constituie o adevărată enciclopedie despre Moldova de la începutul secolului al XVIII-lea. Autorul vorbește despre situația geografică a țării, despre forma de guvernare și cultura ei. Descriind clima, relieful, fauna și flora, ținuturile și târgurile Moldovei, Cantemir nu uită să amintească de importanța lor economică. Autorul arată că Moldova are nenumărate bogății care ar putea contribui la înflorirea civilizației. Dar subliniază el, robia turcească, deosebit de păgubitoare, împiedică orice dezvoltare economică, politică și culturală. Descrierea Moldovei este împărțită în trei părți. Partea geografică, partea politică și partea bisericească. Volumul cuprinde 31 de capitole și la sfârșit este anexată o hartă. Folosiți-vă cunoștințele. Recitiți individual informația. Formulați 4 întrebări în baza reperelor. Cine, ce, când, câte. Model. Cine îi furniza informații lui Dimitrie Cantemir despre Moldova? Când a fost publicată opera în limba germană? Câte capitole are opera Descrierea Moldovei? Ce este anexat la sfârșitul lucrării Descrierea Moldovei? Examinați structura operei Descrierea Moldovei. Scrieți în două enunțuri ce parte a operei ați dori să o citiți. De ce? Bravo! Sunt sigură că ați scris. Exersați. Restabiliți evenimentele din viața lui Dimitrie Cantemir în corespundere cu anul întâmplării. Bravo! Verificați! Varianta corectă. 1673. La 26 octombrie s-a născut Dimitrie Cantemir. 1710-1711 Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei. 1714 Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. 1716 Dimitrie Cantemir scrie în limba latină opera Descrierea Moldovei.
1789, Descrierea Moldovei este publicată în limba rusă. 1825, Monografia Descrierea Moldovei este publicată în limba română. Să descoperim. Citiți anunțurile. Dmitrie Cantemir este un precursor în geografie. El realizează prima hartă a Moldovei. Răspundeți în două ienuțuri la întrebare. Cum credeți? De ce savantul Dmitrie Cantemir anexează și o hartă a țării la lucrarea Descrierea Moldovei? Bravo! Sunt sigură că ați scris. Știați că unul dintre manuscrisele latine ale Descrierii Moldovei, din cele cunoscute până în prezent, se păstrează în colecțiile fostului Muzeu al Asiei din Petersburg și este datat încă din timpul când mai era în viață Dmitrie Cantemir. Stimați elevi, am ajuns la finalul lecției. Completați structurile! Astăzi la lecție am învățat. Ceea ce am învățat îmi poate fi de folos. Dintre toate scrierile lui Dmitrie Cantemir, ea este acea care rămâne valabilă pentru informația științifică a cercetătorilor de astăzi. Și nu numai ca un jalon al istoriei culturii, în vremea în care a fost scrisă. Aici ne luăm rămas bun. Ne vedem la lecția următoare.